Da, păi eu vreau... Mă, vreau... Păi, pe trici pe măsuri am avut acum. E la capre. Nu stai, nu, 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 că nu-i bine. Băi, trăbățele. Trăbățele. E nimic ca tata, asta. Stăciți, mătale. Tri cupe. Să fie cinstit. Da. Încercăm să facem jumătate, ca să se vadă și făcând jumătate din măsucupă, dacă reușim. Acum golim ușa, să se vadă cum facem, no? Din metale golește și... Acum facem jumătate din... Jumătate de și acum exact? E cupă. Nu, ca să nu-ți dai acolo, mai lungă. Nu-i baică cu... Pune hai la altă vele. Hop! Na, uite așa, uite aici. Uite aici, când e jumătate, trebuie să se vadă fundul la... Ia. Vine. La cupă, să vede fundul, no. Atunci e jumătate. Aha, da. No. 55. Asta nu ne mai trebuie. Așa e obiceiul. Ne-a încherat cu găleț Guilem. Ne se făceau nouă costă. Păi cum ar face ciudat, au 20-30 de ani de când ori început să apară în asta. Da, cu găleț Guilem, că trebuia să se bale alea în continuă. Au fost atunci, nu Da, am și o întrebare acum. Spuneți din nou cât are fiecare și ce presupune asta pentru măsurătorilor, care urmează să le calce și câte zile? Da, păi... Prima dată, ea, persoana care are
cel mai mult lapte. De exemplu, cum l-ați măsurat acum? Cum l-am măsurat? Iosu. Da, Iosu are cel mai mult lapte. El să-l cuvine să ia oile prima dată și ce. Pentru fiecare, acum, mai ușor se poate explica. Pentru o măsură de asta, acum, astăzi, se ia brânza mare, o găleată de asta plină până când dă peste ea. Și atunci, la brânza mică, să ia el 96 de măsuri câte are, atunci vin eu și iau 70. Spune altă vorbă, că pentru cum? 9 cupe și 6 măsuri, să iau 96 de găleți. Da, cum are 9... Vreau să vă spună și ea ce face, dar să aștepte un pic. Pentru 96 de măsuri de astea, o să iei 96 de găleți de astea. Când o aduna 96 de găleți de astea de lapte, o să le aducă la mine. Și eu o să iau 70. Mm-hmm. Am terminat și eu. Tot pentru și am măsurat astăzi, asta o să durează în cursul a unei o lună de zile, brânza mare. Plus minus câteva zile. Și atunci o să vină brânza mică. Tot și am măsurat acum, tot 96, o să iei cum vas mai mic din 9 litri. Mm-hmm. Iar o să iei 96 de găleți, eu o să iau 70 de găleți din alea mai mici. Și am gătat și asta. Și asta, lucrul ăsta se întâmplă iar în decursul de o lună. Două luni ar fi brânza mare și brânza mică. Și după aceea să face lucrul ălalalt. Să caltă cu zilele. Pentru fiecare 10 oi să face o zi. Dacă avem, de exemplu, nu 10 la o persoană, are 5, peste alea 10 o să facă la o tură. O zi și la o tură n-o face. N-o face. Așa. Și ăsta. Și lucrurile alea o să căltăm așa până când o să cadă din nou iarna și o să se gace cu vara. Da, da. Și acum și urmează, că uite am văzut-o pe Titiana. Că... Înțiegarea laptelui. Așa, dacă se poate să ne arătați exact cum îl faceți. Cum îl facem? Ăsta e chiar făcut de porc. Cum se făcea odată pe... Cum s-a făcut din tăgiună. Nu au fost soluții cum așa. Și noi păstrăm aceeași rețetă. Așa, și măsura aia cât e? E o măsură nume sau... Da. Da, ca de exemplu noi la 10 litri de lapte, 12, punem o... Nu, un paharel din ăsta. Ăsta ar veni jumătate de deț. Și după aia și urmează, după ce a spus, lăsa să... Nu, acum îl amestecăm, ca să se omogenizeze. Da, da, da. Închegarea cam în timp de o oră jumătate, două ore trebuie lăsat. Cât de repede se încheagă? Da. Să-l spargem. Atunci o să-l spargem. Și atunci se așează frumos, o să se pună în strecător, zicem noi. Și sarea când vine pusă? Aia vine începerea din altă caș? După ce se spargă în strecătoare. Cum ar veni laptele astea ca să fie sărat, ca mâine dimineață ar fi normal. Și ca să fie brânza gata total, cam cât te durează? Adică puneți pe caș și după aia cât durează să facă ca brânză ca lumea? Două săptămâni. Da? Cam așa o să fie brânza. Bun. Și o ultimă întrebare, să nu vă mai țin atât de mult. Câtă brânză o să scoateți din ăsta? Da, câtă brânză scoateți din laptele care le aveți aici? Aproximativ la 4 litri jumate, o kilă de cap. Bun. Asta din ăsta cât scoateți? Că nu știu de aici cât am. Litri, că nu mai știu. Aproximativ așa. Din litri aici am. 35 din laptele la... 8. Câte? 35 împărțit. Eu 7 kg de cap. 7-8 kg de cap. E bine, dar e și mult mâncă. Și-i bună brânza voastră. Da? Vă știu că am cad. Nu, no, atunci puteți să veniți să cumpărați de la noi și chiar să ne faceți reclamă. Ca bun, să puteți vinem... să spuneți dacă vreți cât e kilu și chestii de genul. Puteți să spuneți. Da, 18 lei kilogramul. La câtă muncă o să vadă oamenii că e depusă. Exact, și la voi la fel, tot la 18. Evident că acum nu unul mai mult și mai puțin, când lucrați împreună. Da. Da. Și chiar e bună brânza. No, și aici l-am noi sperăm că viitorul ăsta să ne repede. Sperăm că pe mai departe, cu câțiva ani, să veniți să ne vedeți aici cu gineri, să fim cu nepoți și noi aici. Cu fermă europeană. Așa. Apoi tu nu mai vorbiți și tu.
Păi am... No. Ce să mă zic? No, mulțumim mult că ne-ați mulțumim primit. Frumos. Da. Noi vă mulțumim că ați venit. Da, eu mă bucur. Chiar ar fost mai bine să fost în timpul săptămânii. Dar e bine și așa și să fi fost soare afară. Hai, Doamne. Chiar mă gândeam că o să filmăm noi acum cu soare, cu toți merem hai hui păstătări să facem. La e, așa mai și de bine. Da, așa e, așa e. Să putea și mai rău. Să putea și mai rău.